În perioada 30 mai 7 iunie, în zone extrem de accidentate din Munții Apuseni și Carpații Meridionali, s-a desfășurat concursul Carpa Trophy 98, la care au participat firme constructoare de mașini de teren. Amintim aici Range Rover, Nissan, Mercedes, Jeep Wrangler, Mitsubishi, Suzuki, Land Rover, Opel, Lada Niva și Aro. Au luat parte 24 de echipaje constituite în 12 echipe a câte două mașini. Au terminat doar 14 mașini, din care 5 echipaje complete. Echipa Aro a terminat cu ambele mașini, echipajele trecând cu bine dificilele probe din teren. Vă promitem, stimați telespectatori, pentru săptămâna care urmează o emisiune mai completă despre acest concurs, cu participarea celor două echipaje care se fac vinovate de a fi câștigat locul întâi. Ieri a fost o zi deosebită pentru uzina Aro, vizita unei delegații boliviene din care a făcut parte ambasadorul Boliviei în România, domnul Hernando Garcia, prin vicepreședintele Camerei Deputaților Boliviene, domnul Roberto Fernandez, însoțiți de deputatul PNCCD de Argeș Sergiu Rizescu și deputatul PRM Leonăchescu Nicolae. Scopul acestei vizite a fost perfectarea unui contract pentru achiziționarea unui substanțial lot de mașini Aro. N-a fost greu să convingem delegația de parlamentari din Republica Bolivia să vină în Argeș și să vină la Aro, pentru că au o treime din suprafața țării, teren muntos, unde mașina Aro poate arăta ce poate. Au vrut să vadă gama de produse și iată că astăzi sunt bucuros să constat că demonstrația pe care Aro a făcut-o, a ajuns la conștiința boliviană. Membrilor delegației boliviene le-au fost prezentate ultimele realizări ale uzinei mușelene în domeniul autoturismelor de teren, aceștia testând chiar pe viu performanțele tehnice ale mașinilor. După o primă rundă de discuții, delegația însoțită de conducerea uzinei s-a deplasat la Mateiaș, unde au putut urmări în teren, de data aceasta, demonstrația mașinilor Aro. Ținând cont de relieful predominant muntos cu altitudini înalte al țărilor, delegația Boliviei s-a arătat foarte interesată de performanțele mașinilor Aro, fiind hotărâți să încheie un contract cu o uzina mușeleană. Iată că în sfârșit unul dintre cele mai mari conflicte armate din zona Balcanilor a luat sfârșit ieri, în urma semnării de către generalii sârbi participanți la tratativele de la baza NATO din Kumanovo, Macedonia, a proiectului de rezoluție elaborat de G8. În urma semnării tratatului de pace, armata iugoslavă va începe retragerea trupelor din Kosovo, urmând ca aici să fie desfășurate forțele de pace KFOR, care vor cuprinde 50.000 de oameni din 30 de țări. Ce părere au câmpulungenii despre încetarea acestui conflict atât de apropiat de țara noastră, am încercat să aflăm prin întrebarea zilei. Nu știu ce să spun, nu prea mă pricep la politică, dar foarte bine, eu știu. Ne-a dăunat și pe noi și toate țările. Foarte bine că s-a încheiat. Ce crezi să am? Ceva corect, normal. Nu mai are lumea de suferit.
E să nu se întâmple și noi la fel cum a fost la cor. De fapt, e cel mai bine că s-a terminat această problemă. Păcat de copii și de oamenii care au murit. Și mor în continuu. Pe viață nu s-au gândit că ei are pe suflet. Toată viața lui nu s-au fi gândit. Conferința de presă de astăzi a debutat cu replica primarului George Bălan, vis-a-vis de declarațiile făcute de curând de fostul primar Sorin Buta. Declarația domnului ex-primar Buta, care plecând acum, vine ca un mare analist al activității din primărie. Nu fac multe comentarii, doar câteva. Dânsul a crezut că, rămânând în primărie, poate lucra ce vrea și când vrea. De multe ori am avut discuții pe tema aceasta de a încadrări în program. Din momentul când pleacă undeva, trebuie să anunțe unde pleacă. I-am oferit și funcția de șef de serviciu, care dânsul a refuzat-o. Deci, după multe astfel de discuții, s-a ajuns unde s-a ajuns. Demisia dânsului este unilaterală și am aprobat-o. Nu pun la îndoială capacitățile dânsului profesionale nici pe departe, dar eu am fost nemulțumit de felul cum a abordat rezolvarea șaselor de servicii. Vis-a-vis de strategia mea, eu am o strategie pe care am prezentat-o Consiliul Local și de care mă țin și mă voi ține. Dânsul nici atâta nu a avut de făcut până a ceea ce zice dânsul și de a ceea ce văd cetățenii, pe mine asta mă interesează. Ceea ce văd cetățenii și cetățenii ceea ce cred că dacă fac, e bine făcut și ceea ce am făcut, e bine făcut și ce voi mai face. În 2004 avem timp să facem bilanț de ceea ce am promis și ceea ce am realizat. Programul privind amenajarea Albiei și malurilor râului Târgului începe să prindă contur. Mâine, experții în domeniu vor veni la faza locului pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de începerea lucrărilor. Mâine, orele 10, vin reprezentanți ai Companiei Naționale a Apelor pentru a creona și definitiva programul privind reabilitarea și amenajarea râului Târgului, Albiei râului Târgului. În multe rânduri, mass media locală a luat atitudine împotriva stării proaste a drumurilor din orașul nostru și nu de azi de ieri. O vom face și noi încă o dată pentru că, iată, pe drumul de centură a orașului, aproximativ în dreptul stației de epurare a apei, asfaltul este spart, chiar mai rău decât suntem obișnuiți. Pe o porțiune de 200-300 de metri, gropile sunt atât de dese și de adânci, încât șoferii dă un adevărat test de îndemânare pentru a-și proteja mașinile. Pe micul podeț din zonă chiar s-a spart betonul, rămânând, după cum se vede, doar armătura metalică. Și asta în timp ce o grămadă imensă de bitum a fost cândva depozitată acolo. Între timp, gropile se adâncesc. Bitumul uitat s-a transformat într-o stâncă indestructibilă. De la primărie totul se vede probabil în roz, iar șoseaua de centură se degradează pe zi ce trece. Ca și imaginea administrației, am adăugat noi. Pentru săptămâna în care ne aflăm, angajații stației meteorologice Câmpul Lung previzionează în zona Mușcel vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice, fiind posibile chiar căderi de grindină și intensificări ale vântului. Maximele temperaturilor nu vor depăși 20-27 de grade, toate acestea până miercuri, pentru că după această zi vremea se va stabiliza. Se vor înregistra scăderi ale precipitațiilor și creșteri ale temperaturilor până spre 30 de grade. Sfârșitul de săptămână va fi frumos, vom putea face plajă și excursii la munte. Atenție însă, vara timpului este extrem de schimbător, iar previziunile meteorologilor probabile. Așa, după cum ați putut urmări și din buletinele informative din weekend sau mai ales din transmisiunea postului nostru de televiziune a partidei Fulgerul Lerești Utkim Găiești, echipa pregătită de Mihai Poștoac a obținut în premieră pentru fotbalul lereștean promovarea în divizia C. Eroul partidei a fost Robert Craioveanu, autor a 3 goluri, dar în mod special a unei evoluții excelente pe parcursul celor 90 de minute de joc. La polul opus, cel mai de temut adversar al albroșilor a fost chiar coechipierul lor, portarul Diaconu, autor al câtorva gafe de
nepermis la o asemenea partidă, gafe care l-ar fi putut titulariza fără probleme în emisiunea Fotbal la Max. Din fericire, cu echipierii lui Diaconu au știut să suplinească lipsurile colegului lor, reușind să înscrie mai multe goluri decât ar fi putut încasa Diaconu. Să știți că sunt foarte răgușit din cauza meciului, nu din cauza că băieții n-ar fi jucat bine, dar din cauza eu sunt o fire mai impulsiv așa și nu pot sta locului. Ce vreau să vă spun, că a fost un meci extraordinar din toate punctele de vedere. S-a jucat extraordinar pe o ploaie, în prima repriză, o ploaie foarte, foarte tare. Băieții au respectat tot ceea ce le-am spus, încă am pregătit meciul de o săptămână aici la București. Exact cum am prevăzut, eu de fapt am văzut și echipa din Găiești la ultima etapă din campionat și mi-am dat seama despre ei, o echipă foarte bună, care alergă foarte mult, dar băieții mei au fost concentrați la maxim și și-au îndeplinit obiectivul propus de un an de zile și acela de a promova în divizia C. Iată, stăm de vorbă cu unul dintre eroii acestei partide, Cristi Habăină. Ne poți spune cum s-a văzut partida din teren? Un meci greu, cum s-a văzut și de pe margine. Am demonstrat tuturor că avem echipă, că avem valoare, am câștigat la 3 goluri diferență, nu ne contestă nimeni victoria. Stăm de vorbă cu un alt erou al acestei partide, Ciprian Neculescu, un jucător care a evoluat foarte bine în centrul apărării. Nu uităm că de la el a pornit primul gol. A fost mare tensiunea în teren? Tensiunea a fost extraordinar de mare. Mulțumesc doctorului care m-a ajutat să evoluez în acest meci. Mi-am dorit foarte mult. Am lipsit la 3 zile de antrenament. Am recuperat pe final. Antrenorul a văzut că pot să evoluez și tensiunea a fost destul de mare. Noi ne-am dorit foarte mult această victorie. Dumnezeu a fost cu noi, a plouat, ne-a ajutat în mare parte, fiindcă dacă am fi jucat o căldură mare, poate jocul n-ar fi fost atât de viu disputat. Vaci și cai care pasc prin câmpul lung. Nimic nou, nimic ce ar putea să te mire, nimic ce poate să-ți lase impresia de oraș civilizat. Poate și de aceea unii spun mai în glumă, mai în serios, că locuiesc în comuna Câmpul Lung. Zilnic spațiile verzi dintre blocuri, dar și zonele florale din chiar centrul orașului sunt păscute de vaci și cai ale unor cetățeni care locuiesc în Câmpul Lung și în comuna Bughea, ca să nu mai vorbim de malurile râului Târgului, transformate în izlaz comunal. Încercând să ia măsuri ca urmare a avalanșelor de sesizări venite din partea cetățenilor, Consiliul Local a luat hotărârea numărul 51, în care la articolul 11, litera F, se spune: pășunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile râului și pe străzile municipiului este interzis și se pedepsește cu amendă de la 1 la 2 milioane lei. Deocamdată, hotărârea 51 este aplicată, se pare, doar în cartierul Grui, acolo unde aproape zilnic ai locuitorilor de la periferia orașului și din comuna Bughea sunt prinși de oamenii primăriei și închiși într-un țarc, luați la gloabă, adică. Taxa de eliberare a animalelor prinse că pasc pe spațiile verzi de la oraș, taxa de gloabă, cum mi se mai spune, este de 300.000 de lei de animal și se percepe de gardienii publici. De multe ori însă posesorii animalelor prinse sunt revoltați, afirmând că animalele lor le sunt luate în mod intenționat de pe pășune. Zilnic oamenii primăriei prind și iau la gloabă 10-20 de cai, numai în cartierul Grui. Automobilul Arocross Lander, fabricat la Câmpul Lung, a trecut toate testele cerute de Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii. Președintele firmei Crosslander, John Perez, a primit pe 4 iunie o înștiințare din partea reprezentanților Laboratorului pentru Testarea Emisiilor Poluante a Autovehiculelor din New York, potrivit cărea modelul Arrow Crosslander 244 a trecut toate testele cerute de Agenția pentru Protecția Mediului. Actualmente, automobilul fabricat la Câmpul Lung este programat să sosească în laboratoarele din Michigan pentru confirmarea testelor, acest lucru urmând să aibă loc în data de 14 iunie. Testele cerute de Agenția pentru Protecția Mediului vor fi finalizate până la data de 21 iunie. Vacanța de vară începe mai devreme pentru elevii claselor a 8-a. Aceștia au intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru susținerea testelor naționale.
Astăzi a fost ultima zi de școală pentru elevii de clasa 8-a. Aceștia au terminat anul de învățământ înaintea colegilor lor din clasele de gimnaziu și liceu, pentru care ultima zi de carte este 17 iunie. Absolvenții de clasa 8-a care s-au înscris la testele naționale vor avea 10 zile la dispoziție pentru a recapitula materia în vederea examenului de admitere în liceu. La nivelul județului Argeș s-au înscris aproximativ 9.000 de elevi pentru susținerea testelor naționale. Prima probă a examenului va fi cea la limba și literatura română pe 20 iunie, urmată de cea de matematică pe 22 iunie. Ultimul test se va desfășura pe 23 iunie, disciplina de examen fiind la alegere între geografia României și istoria românilor. În vederea pregătirii examenelor, Inspectoratul Școlar Argeș va verifica în aceste zile funcționalitatea spațiilor, modul de instruire al comisiilor, locurile de depozitare a subiectelor, precum și existența și funcționalitatea echipamentelor și a logisticii. Ieri, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a constituit comisiile de supraveghere pentru examene prin tragere la sorți pentru fiecare zonă. Veste bună pentru sătenii din Slănic afectați de alunecarea haldei de steril. Potrivit consilierului local Iustin Stănescu, au fost alocate 40 miliarde lei pentru stoparea fenomenului. Prezent astăzi la conferința de presă de la sediul PNL Câmpul 1, consilierul local Iustin Stănescu a prezentat o serie de detalii importante menite să lămurească situația alunecării haldei de steril de la Slănic. După ce a făcut un scurt istoric al acestei probleme, care a dat multe bătăi de cap autorităților, Iustin Stănescu a subliniat în final că au fost redeschise lucrările pentru stoparea alunecărilor, fiind alocate 40 de miliarde de lei. Mai multe amănunte puteți afla imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Pe traseul din comuna Valea Mare Pravăț, astăzi a dat startul unei noi etape în cadrul campionatului național de viteză pe traseu montan. Așa cum era de așteptat, competiția a atras și un număr mare de spectatori. În această dimineață, la ora 10, s-a dat startul etapei a 5-a campionatului național de viteză pe traseu montan, competiție găzduită în premieră de zona Mușel, sub titlul Marele Premiu al Câmpul Lungului. Traseul pentru desfășurare a fost stabilit pe teritoriul comunei Valea Mare Pravăț, între combinatul Holcim și mausoleul Mateaș, la cursă asistând foarte mulți iubitori ai sportului cu motor. Zona startului a fost de altfel una transformată ad hoc într-un imens servis, unde piloții primeau ultimele indicații. După aproape 6 ore de întrecere, pilotul Victor Băldescu, aflat la volanul unui Ford Escort, a scos cel mai bun timp, 1 minut și 36 de secunde, circulând cu o viteză medie de 119 km pe oră, clasându-se astfel pe treapta întâi a podiumului la finalul acestei etape. Băldescu a fost urmat pe podium de Graf Günther, la numai o secundă întârziere, cu o Toyota Celica și Dorin Toma, aflat la volanul unui Porsche 933. Chiar dacă viteza pe traseu montan nu este proba preferată a piloților de pe mașinile aro, deși cu un timp mai scăzut, mușelenii au trecut de fiecare dată linia de sosire. Cătălin Nicolaescu a scos 2 minute și 2 secunde, iar Radu Gheorghe 2 minute și 7 secunde, la aproximativ o jumătate de minut în urma liderului. Competiția automobilistică organizată în zona noastră va continua și duminică pe același traseu de la Poalele Mateiașului, cu probele etapei a 6-a, când pe șosea se vor afla aceiași piloți. Startul este programat pentru ora 9.
Rezultatele foarte slabe înregistrate de liberali în Argeș ar putea să-l lase fără funcție pe Adrian Miuțescu. Organizația pe care o conduce este la un pas de decapitare. Abia reales în luna aprilie, în funcția de președinte PNL Argeș, Adrian Miuțescu a reușit să aducă organizația în coada clasamentului pe țară la alegerile europarlamentare. Deși în perioada campaniei electorale, Ludovic Orban, vicepreședintele PNL, afirma că, fiind organizate alegeri de doar o lună în Argeș, funcția lui Miuțescu nu este în pericol, indiferent de rezultate, președintele PNL, Crin Antonescu, a trecut Argeșul pe lista organizațiilor unde se vor opera schimbări la nivelul conducerii. PNL Argeș a obținut un procent de numai 12,56% din voturi, sub rezultatul național, care a fost 14,52%. Miuțescu își va clarifica situația abia luni, când liberalii se vor întâlni în cadrul unei ședințe a Comitetului Național Executiv. Dacă Miuțescu are emoții pentru singura funcție din partid pe care o mai deține, Cristian Boureanu, președintele PDL Argeș, respiră ușurat, pentru că liderii naționali i-au iertat rezultatele slabe. Emoții încep să aibă însă responsabilii de zonă, pentru că se vor analiza rezultatele din fiecare colegiu. Boureanu a scăpat de sancțiuni datorită PSD. Faptul că Argeșul era considerat un județ dominat de PSD a făcut ca liderii naționali ai PDL să nu aibă pretenții foarte mari din partea lui Cristian Boureanu. Rezultatul obținut, 26% din voturi cu aproape 4% sub cel național, nu va fi sancționat, Boureanu rămânând la conducerea PDL Argeș. Dar nu toți democrați liberali argeșeni se pot relaxa, pentru că după analiza rezultatelor pe județe va începe analiza rezultatelor în fiecare colegiu uninominal în parte. În colegiul Câmpulung, PDL a obținut un procent de 25,69% sub cel județean și mult sub rezultatul național. Nici nu s-au bucurat prea mult locuitorii comunei Lerești că drumul spre Voina va fi reabilitat, că au și apărut zvonuri potrivit cărora lucrările vor fi oprite. Reprezentanții Uniunii Europene au sesizat niște nereguli în atribuirea contractelor și e foarte posibil ca finanțarea să fie retrasă. Întrucât un audit preliminar al Comisiei Europene a identificat grave deficiențe în modul de desfășurare a licitațiilor pentru proiectele Regio accesate de către județul Teleorman, este foarte posibil ca România să fie sancționată. Dacă se va ajunge aici, cel mai probabil măsura luată va fi blocarea preventivă pe o durată de maximum 6 luni a tuturor proiectelor finanțate prin axa prioritară respectivă, respectiv 2, infrastructura de transport locală și regională, domeniul major de intervenție 2.1, reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv construcția, reabilitarea șoselelor de centură. În Argeș, prin această axă prioritară, s-au obținut bani pentru reabilitarea DJ730 podul Dâmboviței Dâmbovicioara, limita județului Brașov, lucrare care a fost recepționată, a DJ703I Mușetești Valea Vâlsanului și a modernizării rețelei stradale din Topoloveni. Însă cele mai afectate vor fi lucrările de la drumul turistic Lerești-Voina, care sunt în prezent în plină desfășurare. Acestea au primit aprobare pentru o finanțare nerambursabilă de peste 50 de milioane RON, ele trebuind să se finalizeze până la sfârșitul acestui an. Blocarea fondurilor europene ar conduce la nerespectarea graficului de execuție și a datei recepției, care s-ar decala pentru unul viitor. Vinovat pentru această situație, în urma căreia România ar putea pierde temporar peste 740 de milioane de euro, este președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea, cel care a încălcat legislația privind achizițiile publice, favorizând firme aparținând unor apropiați. Sâmbătă s-a desfășurat concursul Steluțele Romilor Mușceleni. Grupurile reprezentând școli sau cămine culturale din localitățile unde există comunități rome au reprezentat pe scena Casei de Cultura Sindicatelor din Câmpul Lung programe artistice ce au îmbinat tradițiile etniei cu teatrul sau muzica populară. Steluțele Romilor Mușteleni este o competiție ce a ajuns la a treia ediție în Câmpul Lung. Organizatorul Marian Neagoe, președintele filialei locale a Partidei Romilor, a strâns pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor grupuri artistice din Câmpul Lung și din comunele Cetățeni, Berevoiești, Lerești, Bughea de Jos, Stoienești, Vlădești, Bughea de Sus și Valea Mare Pravăț. Spectacolul a atras un public numeros, printre spectatori aflându-se și senatorul Ion Popa, deputatul Gheorghe Marin sau prefectul Cristian Soare, dar și reprezentanții administrațiilor locale din Câmpul Lung și din comunele învecinate. Evident că cele mai apreciate și aplaudate momente artistice au fost cele tradiționale pentru etnia romilor. Muzica
Toți participanții la spectacol au fost premiați de către organizatori, dar au existat și premii speciale. Locul 3, de data aceasta am considerat echipa cetățenilor din Cetățeni. Au îmbinat foarte bine muzica populară cu muzica ușoară, iar în momentul la care v-a cântat despre mamă, cred că pe toții ne-a atins la suflet. De aceea ne-am gândit în jurul pentru locul 3. Să nu uităm că deși mai am o echipă câștigătoare care participă la acea etapă finală la Bacău în cadrul concursului Diversitatea. Pe locul 2, jurul a considerat că echipa din Vrădești a făcut un program foarte frumos, mai ales că a ajuns la autenticitate. Au ajuns acolo unde sunt tradițiile noastre, au prezentat costume foarte frumoase și de aceea considerăm că merită locul 2. Cine e locul 2? Mereuiești! Într-adevăr, la Mereuiești am văzut și dans, și ținută, și atitudine, și voce. De aceea merită și fericită doamnei profesoare și părinților care este mic copii la școală. Deși nu se mai fabrică în România de 11 ani, Aro continuă să fie o mașină apreciată. Conform datelor oficiale, în țară sunt în prezent înmatriculate și deci în circulație aproximativ 26.000 de modele Aro, începând cu seria D și până la Spartana. Aro și-a început producția în 1957 și a fabricat peste 380.000 de vehicule, dintre care două treimi au fost exportate în peste 110 țări. Automobilul de teren a ieșit din fabricație în anul 2003 în România. În ultimele 24 de ore, în Argeș a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri de îmbolnăviri cu virusul COVID-19 într-o zi din ultima perioadă. 303 cazuri confirmate sunt înregistrate în total până la acest moment în județul nostru. Dacă în ultimele săptămâni în Argeș s-au înregistrat câteva cazuri noi de îmbolnăviri cu virusul COVID-19, în fiecare zi vorbim de 2 până la 6 cazuri, în ultimele 24 de ore numărul a crescut îngrijorător. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Argeș, 16 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus. În total, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 303. În carantină sunt 6 persoane, iar în izolare la domiciliu se află 1998 de persoane. În spital se află 121 de pacienți, iar 140 au fost declarați vindecați. Tot astăzi a fost declarat un nou deces în județul nostru, în rândul bolnavilor cu COVID-19.